zi plăcută, ne arde de stat la taclale. La vorbe, la taclale, sigur o consistentă tușă romantică, așa, sentimentală, ne dau târcoale amintiri și ne încântă. Pe de altă parte, ne motivează pentru tot ceea ce avem de făcut pentru viitor. Iată ce anunțasele pentru cele 12 zodii. Berbec. Eforturi, să dați gata un proiect, să vă vedeți și cu ultima tranșă de bani încasată, pregătiri și retușuri ca să vă prezentați în fața unui juriu, a vizitatorilor, a cumpărătorilor. O bună stare sufletească și încredere în ei înșiși pentru ucenici sau pentru cei care au depășit primul nivel. Taur, vă bine dispune, poveste, un compliment, aprecierile cuiva. De fapt, importantă pentru voi este ideea care se poate naște de aici. Sunteți poate o surpriză plăcută pentru partea unui de viață prin realizări personale, prin eforturile pentru armonia și eleganța din căminul vostru. Gemeni, simțiți poate că este nevoie de voi și vă oferiți ajutorul, însă se poate să fiți și tentați cu o sumă pentru serviciile voastre. Oricum, este o zi destul de încărcată pentru voi și veți ști să o faceți și plină de distracție și de rezultate în același timp. Rac. Se poate să faceți un tur al unor magazine cu articole gospodărești, de reparații sau de construcții și veți face niște alegeri care implică o cheltuială destul de serioasă. Atmosfera fericită în cupluri închegate recent vă ajută traiul în comun să vă cunoașteți reciproc. Leu, mici investiții în locuință sau pentru ai voștri. Poate că găsiți în drumurile voastre articole pe care le veți oferi cândva drept cadouri sau surprize. Sunt zile minunate pentru elevi și preșcolari aflați la prima perioadă într-un nou colectiv. Fecioară, se duc bani pe tot felul de lucruri valoroase sau utile și vă veți felicita curând pentru alegerile făcute. Vă gândiți poate să adăugați și un program de mișcare la schimbările recente legate de alimentație, cantități sau ingrediente pe care le consumați. Balanță. Se poate să treceți în sfârșit peste niște bariere emoționale, intelectuale sau fizice pe care tot voi vi le-ați stabilit și veți simți o eliberare interioară. Și poate că vă răsfățați și voi astăzi. Vă luați un articol pe care l-ați tot pus până acum la coada listei de cumpărături. Scorpion. Sentimente și idei amestecate, dorință de noutate, de schimbare, însă și o reticență față de perspectivele pe care le întrevedeți actualmente. Și poate tocmai de aceea aveți mai lăsa să treacă niște zile, să se adune informații sau să urmăriți desfășurarea unor evenimente. Săgetător. Nesiguranță legată de promisiuni care mi s-au făcut recent, poate că lucrurile sună prea frumos ca să fie și adevărate. Și totuși, traversați o perioadă grozavă și poate că în curând veți primi și dovezile sau confirmările de care aveți atâta nevoie. Capricorn, se poate să ieșiți în lume sau la o masă cu cineva cu care ați negociat destul de serios în ultimele zile. Sau poate că s-o cotiți că este momentul să vă arătați recunoștința față de cei care au contribuit la realizări și succese ale voastre, mai ales că știți că urmează un alt început pentru voi. Vărsător, sunteți la mare căutare. Sunt așteptate cu interes un răspuns sau o reacție a voastră, un anunț pe care îl faceți acum. Ar putea să vă inspire drumul urmat de un coleg mai experimentat și veți porni și voi în aceeași direcție și poate urmați poate un curs de perfecționare, de specializare. Pești. Rămâne sensibilă sfera financiară, însă pare să se îndrepte spre final o neînțelegere, un conflict. Este posibil să vi se facă o declarație care vă lasă cu răsuflarea tăiată sau aflați cine știe ce lucruri ori secrete care vă fac să reevaluați o situație, o relație. Să avem o zi bună!